Continuă emisiunea de ale Buzoianului, vorbim despre evenimentele care urmează la Marghiloman și spuneam în prima parte că îi invitați pe toți buzoienii la festivalul B Zâmbete, este festivalul de caricatură, prima ediție, da? Prima ediție, da. Și vor pleca toți cei care vor veni, dacă vor veni 1000 de oameni, nu știu cum vă veți descurca, șapte artiști. Ne descurcăm, vă descurcați, da? Rămânem acolo două zile, nu știu, mai suplimentăm fondurile, vedem, dar... Nu știu, scopul nostru este ca nimeni să nu plece fără o caricatură. Va fi important pentru că, având în casă o caricatură semnată de un mare artist și de la prima ediție a festivalului, oamenii vor aștepta cu nerăbdare edițiile următoare, nu? Da. Și, așa cum spuneați mai devreme, vor înțelege că nu trebuie să luăm totul prea în serios, trebuie să mai și zâmbim, să ne gândim la lucrurile frumoase care se pot întâmpla în fiecare zi. Mai este un eveniment mult așteptat de buzoieni, nu știu foarte multe despre el, așa că o să vă rog să-mi povestiți. Se numește Sus Muralul, da? Despre da. Ce vorbim? Este unul dintre proiectele pe care le avem în plan pentru această vară, pe care sperăm să finalizăm în vară, dacă nu în toamnă, dar oricum anul acesta îl vom finaliza. Este un proiect prin care ne propunem să pictăm anul acesta numai fațade de unități școlare. Am selectat deja fațadele care s-ar preta pentru astfel de picturi murale, ca să le înfrumusețăm, dar și să transmitem mesaje, pentru că mesaje de protecție a mediului, pentru că aceste fațade vor fi pictate folosind o vopsea specială purificatoare de aer și cu un mix de spray-uri pentru astfel de picturi. Nu pot să vă spun mai multe pentru că suntem încă în stadiul la care se fac schițele și la care vom selecta echipa care va realiza aceste picturi murale, dar pot să vă spun că le veți putea admira până la finalul anului în orașul nostru și că vor fi amplasate în locuri foarte vizibile și cu siguranță vor bucura mult elevii și preșcolarii de la unitățile unde vor fi pictate. Și nu numai, ci și pe sigur, trecători, sigur. Pentru că un oraș colorat e mult mai frumos și așa cum se numește evenimentul Sus Muralul, ne gândim că și la starea de spirit vă referiți, așa că va fi mult mai bine. Asta ne doream. Este prima ediție a acestui, o să-i spunem, festival de artă stradală, asta ne dorim să devină. Deocamdată este doar un proiect, să vedem cum reușim să îl organizăm anul acesta, dar avem în plan ca în anii următori să nu rămânem doar la fațade de unități școlare, ci să mergem și pe fațade de blocuri, poate cele de la intrările în oraș, astfel încât să știi că ai ajuns în Buzău văzând această operă de artă pe blocurile din orașul nostru. Ar fi minunat. Da, asta e unul dintre proiectele pe care le avem în plan, dar vreau să vă spun mai multe și despre cele care se află acum în desfășurare sau care se vor desfășura în lunile iulie și august. Chiar în acest moment am dat startul unor acțiuni de plantare în Parcul Tineretului, în cadrul proiectului căruia noi i-am spus Micii Grădinari, este partea proiectului, a programului mai mare, Școala din Parc, unde avem înscriși mii de elevi de la 19 unități școlare, grădinițe și școli din oraș, care plantează, vă dați seama, mii de plante, mii de răsaduri care ne-au fost puse la dispoziție de către Stațiunea de Cercetare Legumicolă din Buzău, cărora le mulțumim pe această cale. De asemenea, mulțumesc foarte mult și companiei Transbus, care oferă transportul gratuit copiilor cu curse speciale de la școli până în Parcul Tineretului și înapoi. Au avut ieri foarte multe curse de la Școala George Emil Palade, mâine la fel vor avea mai multe curse de la Școala Gimnazială Mihail Gogâlnicianu, copii pe care îi aduc alături de învățători, de profesori și de educatori în Parcul Tineretului ca să planteze. Ei au primit și niște kituri pe care împreună cu învățătorii sau cu educatorii le-au crescut în clasele lor, au venit cu răsadurile și am vrut ca acești copii care participă la proiect să vadă de fapt care sunt etapele în dezvoltarea unei plante, de unde vine de fapt hrana noastră, că nu crește în supermarket, ci crește în pământ, cu soare și cu apă, iar acolo în parc, în momentul în care ei vin să planteze cu mânuțele lor planta în pământ, avem și o echipă de tineri, care le explică întregul proces, încearcă să facă diferența între un fruct sau o legumă și să le explice de fapt felul în care se hrănește o plantă și de ce este important să știm aceste lucruri.
E o acțiune care a adus multe zâmbete la rândul ei și pe chipurile copiilor, dar și pe chipurile echipei care se ocupă de implementarea proiectului. Oricum, copiii cred că vor dori să revină, să vadă ce s-a întâmplat cu planta, nu? Păi să vadă fapt, cum a crescut, ce se întâmplă, da, acolo, care e procesul. E un angajament pe care și-l iau pe termen mediu, să spunem, dacă nu pe termen lung, acela de a îngriji planta și de a trece în mod regulat prin parc pentru a vedea cum se dezvoltă și pentru a avea grijă de ea. Ei știu exact unde au plantat, pentru că avem paturi înălțate astfel încât copiilor să le fie ușor să planteze răsadurile și vor trece prin parc să le vadă. Proiectul acesta, Școala din Parc al Primăriei Municipiului Buzău, este unul amplu în care nu avem numai acțiuni de plantare, cu acestea am început, dar vom continua pe toată durata verii cu proiecții de film, așa cum am făcut și anul trecut, seri de vară la Buzău, unde vom avea proiecții de film începând cu 1 iulie în Amfiteatrul din Parcul Tineretului. Ați reușit să-l acoperiți? Nu am reușit să-l acoperim deocamdată. Încă nu, dar lucrările vor fi? Da, da, da. Încercăm să găsim o soluție prin care amfiteatrul să fie acoperit și ploaia să nu ne mai dea peste cap planurile. Și va fi acoperit, nu știu să spun exact când, dar știu cu siguranță că încercăm să găsim o soluție pentru asta. Au fost anul trecut, în cadrul Ser de Vară la Buzău, și concerte vor fi și anul acesta cu artiști buzoieni. Da, ne dorim să continuăm ceea ce s-a întâmplat anul trecut și anul acesta să extindem, de aceea vrem să facem acum o colaborare și cu Biblioteca Județeană Buzău, astfel încât de luni până sâmbătă să asigurăm pe tot parcursul școlii din parc, începând de dimineață de la ora 9 până la ora 12:30, să avem ateliere și facilitatori care să le ofere copiilor jocurile pe care le avem acolo la containerul educațional care a fost pictat anul trecut. Ei să vină în parc și să se bucure de spațiile care au fost special amenajate pentru ei, iar seara să avem ateliere organizate, spectacole de teatru, spectacole cu experimente științifice și alte tipuri de spectacole sau de lansări de carte sau conferințe, de ce nu, și pentru adolescenți. Avem acum în lucru un program, încercăm să selectăm și să facem calendarul final al acestei acțiuni pe care o să-l publicăm săptămâna viitoare, pentru că vrem să dăm startul pe 28 iunie, să dăm startul școlii din parc. Pentru răsadurile plantate, vorbeați mai devreme, am înțeles că și în acea duminică de Antante, da, au fost aproape 500 de răsaduri plantate de către copii, nu? Da, am avut un atelier de grădinărit în Parcul Tineretului, unde s-au plantat 480 de răsaduri. Toate cele pe care le-am avut de la stațiunea de dezvoltare și cercetare legumicolă au fost plantate de copii și avem niște poze extraordinare cu copiii care bagă mâna în pământ și își plantează acolo răsadul. Sunt frumos, minunate. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Un telespectator spune: cum să fac să primesc o caricatură dacă vin sâmbătă la Vila Albatros? Întrebați-l pe invitatul dumneavoastră, spune telespectatorul. O să vă rog să repetați, că am mai spus okay, de câteva deci ori. Noi sâmbătă 19 iunie la ora 18, la orele 18 avem deschiderea festivalului de caricatură. Prin această expoziție vernisăm expoziția lui maestrului Horațiu Mălăele, după care artiștii caricaturiști vor fi aliniați și la dispoziția publicului. Practic vor fi în parc. Vom fi în parc. Asta dacă va fi vreme bună și sperăm, da, să fie, să prindem o după amiază frumoasă. Dacă nu v-am spus, vom lucra în interiorul Vilei Albatros. Noi vom fi aliniați acolo, vom avea instrumentele, cam ce se întâmplă în poza asta, iar invitații noștri vor lua loc în fața noastră și noi vom desena, sper eu, pe toți. Și le veți dărui apoi fiecăruia în parte? Sunt caricaturi cadou însoțite, v-am spus, de multe B zâmbete, fiindcă și vom și B zâmbi acolo. Adică... Altcineva întreabă cât costă biletul. L-am spus deja că nu e gratuită, bilet, este gratuit, intrarea, da, da, va fi acces liber pentru toată lumea, atât de mulți oameni cât pot intra în parc, da, în parcul Marghiloman, pentru că acum nu mai avem probleme foarte mari în aer liber. Cel vom puțin avea voluntarii care vor fi, zic eu, instruiți să cumva acolo să... Da, echipa noastră de voluntari va ghida invitații sau oamenii care vor vrea, da, să urmărească concertul. Vor fi scaune pe care le vom amplasa în jurul foișorului de lângă Vila Albatros, pentru că acolo o să aibă loc concertul. Și o să invităm oamenii să stea pe scaune. Sigur, avem totuși o restricție
cred că putem organiza evenimente până la un anumit număr de participanți, dar ne dorim să avem atât de mulți și să trebuiască să restricționăm accesul la concert. Și mai întreabă cineva, de fapt e o propunere, spune de ce nu se pot organiza astfel de evenimente pentru copii în fiecare sâmbătă sau duminică, măcar vara aceasta ar fi minunat, spune telespectatorul. Ne dorim din toată inima să organizăm astfel de evenimente, numai că artiștii, acum ce se întâmplă și în cadrul acestui festival de caricatură, avem artiști invitați din Oradea, din Brașov, din București, acum chiar în fiecare sâmbătă și duminică, nu știu dacă... Cred că pentru copii, scrie pentru copii. Cum a fost cel de la Antante. Da, exact. Evenimente vorbim, pentru cei mai mici, că, da. Și dar, festivalul bine, va fi și pentru copii, dar de toate vârstele, da? Eu am avut o propunere cam... Bine, acum nu știu dacă chiar în fiecare sâmbătă și duminică, dar artiști caricaturiști în Buzău există, sunt foarte buni și cred că ne putem întâlni ceva mai des să desenăm, să avem... Țin minte, chiar așa suna și proiectul ăsta, după amiez cu zâmbet în Parcul Marghiloman. Da. Și noi putem să... Adică și proiectul ăsta este pe hârtie și cu siguranță va deveni realitate în scurt timp. Și vom avea spectacole și vom avea genul acesta de evenimente pe tot parcursul Verii și în Parcul Tineretului și în Parcul Marghiloman. Desigur, nu atât de amplu pe parcursul unei întregi zile de dimineața până seara cu atât de multe ateliere, dar vor fi ateliere zi de zi în Parcul Tineretului și în Parcul Marghiloman și cel puțin un spectacol pentru copii în Parcul Marghiloman, un spectacol pe săptămână, sâmbătă propunem noi să fie, și în Parcul Tineretului probabil vom avea două astfel de spectacole. Minunat, ar trebui să înceapă deja, să nu treacă vara, da? Da. Că după ce că a început numai cu ploi, măcar atât cât vremea va permite să aveți spectacole în aer liber, să reușim. Văd că oamenii sunt dornici să participe la asta evenimente minunat. Frumoase și e important că ați început să le arătați că se poate în Buzău, pentru că până acum erau evenimente, dar nu atât de dese, nu atât de bine puse la punct și cred că aportul voluntar e și el important, nu? Foarte, foarte important. Cred că am fost norocos, sau poate că așa sunt tinerii și copiii buzoieni, să avem o echipă de voluntari foarte serioși și foarte dornici să învețe, să se implice. Pe tot parcursul festivalului, închipuiți-vă că au venit de dimineață de la 7:30, i-am chemat la Villa Albatros, au stat până seara când s-a terminat festivalul în jurul orei 10, când am strâns totul. N-am auzit pe nimeni să se plângă odată, să spună nu fac, să nu ajute, să nu zâmbească, să nu se bucure de eveniment. Pe mine asta m-a impresionat foarte mult. Bine, ar fi și greu atunci când ești înconjurat de copii și de bucuria lor. Cred că e greu să te vaiți. Aș vrea să știu ce vedeți potrivit pentru Buzău să se întâmple din acest punct de vedere. Adică un proiect la care probabil nu s-au gândit alții până acum. Ce v-ați dori? Un proiect de suflet, așa? Cred că tot în formula acestei noi echipe am discutat așa și am convenit cumva cu toții să organizăm arta printre blocuri junior. Mi se pare chiar un proiect inedit și l-am putea pune în practică cumva pe modelul artei printre blocuri senior, ca să spun așa, adică cumva tot ca un eveniment monden, undeva un spațiu în care să mixezi arta plastică, desenele copiilor cu trupe, cu, eu știu, pentru care vor cânta, în care vor cânta copii sau nu știu, ori pe genul unui concurs de desene sau unde se va picta pe asfalt sau nu știu, încă nu vedem, dar așa ca pentru ca idee pentru junior, mă gândesc că arta de la cea junior mai mică vârstă, e prima ediție, deci asta se va întâmpla cu siguranță. Da. Frumos. Frumos, da. Pentru că, în primul rând, cred că se bucură părinții din Buzău. Ocaziile n-au fost prea multe pentru a-și duce copiii într-un loc frumos unde să se simtă și bine, mai ales că cei mai mari dintre ei, cei care merg la școală, au avut și problema cu învățământul online și atunci, stând în fața tabletei sau calculatorului, a fost greu. Cu siguranță copiii și ei au foarte multe desene și sunt foarte multe desene bune, fiindcă ei sunt foarte talentați.
asta e clar. Și atunci putem face sau să ne gândim să și premiem, nu știu, trebuie găsit o formulă prin care să recompensăm așa cumva și munca lor și eu cred că în cadrul unui astfel de eveniment, arta printre blocuri junior s-ar putea întâmpla aceste lucruri, da. Să dea Dumnezeu să se întâmple toate evenimentele despre care am vorbit. Aș vrea să le mai faceți așa în final o invitație tuturor celor care ne urmăresc la evenimentul de sâmbătă. Să le spuneți fiecare de ce să fie acolo, neapărat. Păi, nu știu, eu mă gândesc că ar trebui să fie acolo, fiindcă, v-am spus, chiar vom petrece și le promit în numele colegilor mei artiști caricaturiști că va fi o seară unică. Deci va fi o seară unică, fiindcă din ce știu eu, la Buzău nu s-a mai organizat, nu am avut un astfel de festival de caricatură și să avem aici 7 artiști care vor desena simultan și vor desena live, eu zic că e un moment de neratat. Și așteptăm acolo pentru că vor asculta muzică bună, exact. Se vor bucura de talentul acestor artiști și vor putea să plece acasă cu o mică bucățică din talentul lor. Și așteptăm și în luna iulie, atunci când avem planificat deja 4 concerte de jazz, despre care o să vorbim într-o ediție următoare a emisiunii. Iar pe 1 august vom da startul unui festival, să-i spunem, da, care va dura o lună, de pe toată luna august, de pe 1 până la finalul lunii, Buzăului Marghiloman, unde vom avea concerte, vom avea momente de stand-up comedy, vom avea genul acesta de ateliere și de activități pentru copii în aer liber. Câțiva dintre artiștii care vor participa la stand-up comedy sau la concerte? Mi-aș dori să pot să-i spun pe toți, dar suntem deocamdată în stadiul în care confirmăm participarea lor. Minunat! Mai întreabă un telespectator dacă poate fi organizat la Buzău un festival de teatru. De ce nu un festival cu piese de teatru pentru copii, dar și pentru adulți, să fie seri de teatru în aer liber? S-ar putea întâmpla? Știu că e destul de greu. Se va întâmpla în cadrul International Buzău International Arts Festival, BIAF, cum îi spunem pe scurt, care va începe pe 25 august, se va termina pe 25 septembrie și va cuprinde și o nouă ediție a festivalului Comic 7B, care anul acesta nu va aduce numai piese de comedie, ci va aduce piese de teatru din tot spectrul dramaturgiei și vor fi spectacole de teatru și pentru copii și pentru adulți, vor fi proiecții de film, vor fi lansări de carte, vor expoziții, fi conferințe și concerte. Am făcut o conferință de presă despre acest festival internațional al artelor. Deci vor fi piese de teatru și pentru copii în cadrul acestui festival și îmi spuneați că vor fi și expoziții, așa da? Așa mi-aș dori acum, nu știu dacă... Da, vor fi. Vor fi. Mă bucur tare mult că ați putut veni astăzi. Sper să ne revedem curând. Vă mulțumesc pentru toate ideile minunate pe care le aveți, în primul rând pentru copiii din Buzău, dar și pentru buzoienii care au nevoie de un respiro, așa un moment de respiro după toată perioada asta grea. Să sperăm că de acum doar vor fi momente cu zâmbete și aștept să văd că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, poate toți cei care vor putea să fie acolo, să vină la festivalul de sâmbătă de la ora 18 la Vila Albatros din Parcul Marghiloman. Acolo veți primi cu siguranță și o caricatură, dacă vă veți dori asta. Vor fi 7 artiști prezenți. Domnul Ștefan Daniel Lăzărescu va fi acolo cu siguranță și vă va aștepta. Recordul a fost la Antante sau ați mai stat? Nu, la Antante nu. Nu? Recordul câte ore? Păi cam 9 ore. 9 ore. Da, la da, ce gala la Antante? Aici, împreună cu colegii mei artiști, vom desena undeva, deci din jurul 18:30, să spunem, până undeva 21:30, cumva 3 ore, de fapt până când se va întuneca. Clar, să sperăm că nu o să plouă, să aveți o zi cu soare atunci. O să fie cu soare. Și cei care participă plouă, și dumneavoastră. Am spus, l-avem găzduit înăuntru, adică n-aș vrea ca publicul să...
Există un plan de rezervă, da, foarte avem, bun de avem altfel. Și planul, da, B, și de asta sunt. În orice condiții noi îi așteptăm la Marghiloman. Vă mulțumesc tare mult, succes pe mulțumesc mai departe. Frumos, o să vorbim despre toate evenimentele în fiecare săptămână. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, urmează colegul meu Adrian Bâscă, Viața Buzăului fără perdea, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!